16 septembrie. Templul Sfânt al Trupului. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ei voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. 1 Corinteni 6, cu 19 și 20. Acea perfecțiune de caracter pe care o cere Domnul este pregătirea întregii ființe ca un templu în care să locuiască Duhul Sfânt. Dumnezeu nu va accepta nimic mai puțin decât serviciul întregului organism omenesc. Nu este suficient să activăm numai cu anumite părți ale mașinăriei celei vii. Toate părțile trebuie să lucreze într-o armonie desăvârșită, căci altfel serviciul va fi deficient. Astfel, omul este calificat să coopereze cu Dumnezeu în a prezenta pe Hristos lumii. Astfel dorește Dumnezeu să pregătească un popor care să stea înaintea lui, curat și sfânt, ca să-l poată introduce în societatea îngerilor cerești. Nouă ni s-a încredințat cea mai solemnă solie dată vreodată lumii noastre și ținta care trebuie păstrată clar și deosebit înaintea minților noastre este slava lui Dumnezeu. Să avem grijă să nu facem nimic care să slăbească sănătatea fizică, mentală sau spirituală, căci Dumnezeu nu va accepta nicio jertfă stricată, bolnavă sau coruptă. Trebuie exercitată grija în mâncare, în băutură, în îmbrăcăminte, în lucrare, ca să nu ne pierdem eficiența și astfel să nu reușim să ducem la îndeplinire cea mai înaltă lucrare a noastră în cel mai bun mod, și rezultatele lucrării noastre să nu dăinuiască cât veșnicia. Este datoria noastră să ne pregătim și disciplinăm trupul cu scopul de a-l preda stăpânului în cel mai înalt serviciu posibil. Înclinațiile nu trebuie să ne stăpânească. Noi nu trebuie să dezmierdăm apetitul și să cultivăm utilitatea a ceea ce nu este spre binele nostru, și aceasta din simplul motiv că în felul acesta facem pe placul gusturilor. Dar nici să nu căutăm să trăim în lipsă de hrană, cu ideea că vom ajunge să avem o minte spirituală și că Dumnezeu va fi glorificat. Trebuie să folosim inteligența pe care ne-a dat-o Dumnezeu, cu scopul de a putea fi desăvârșiți în trup, suflet și spirit, ca să putem avea un caracter simetric, cu o minte bine echilibrată și să facem o lucrare desăvârșită pentru stăpânul nostru. Templul Sfânt al trupului trebuie păstrat curat și necontaminat, pentru ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să poată locui în el.